Dragile mele gospodine, bună ziua și bine v-am găsit sănătoase din nou. Dragile mele, tradiția este ca în aceste sărbători de Crăciun să facem turte rupte. Dacă vă amintiți, când eram copii, făcea mamele noastre, bunicile noastre, acele turte rupte minunate și mâncam, le făceam, le rulam, le făceam așa sus, le luam din farfurie și le mâncam cu mare drag. Dragele mele, înainte bunicile noastre, mămicile noastre le făceau pe plită, le făceau, hai, cum puteau și ele, pe sobă, ieșeau foarte bune. Ei, poate o parte din voi nu are cum, nu are condiții să facă, nu are această sobă, această plită. Ei, eu am această sobă, dar plita am dat-o cu acea culoare neagră și nu pot să o mai folosesc. Deci am găsit altă metodă. Se găsesc metode câte vreți voi. Puteți să le faceți pe fundul tăvii în cuptor sau puteți să le faceți în tavă pe flacăra de la aragaz. Cu tava de la răgaz pe flacără, la foc mic, la foc mic. Și facem turte rupte, tot facem dacă vrem să facem. Ei, dragile mele, cum? Acest aluat l-am făcut din apă, sare, făină și un pic de oțet. Oțetul este important, foarte important, deoarece dacă puneți un pic de oțet, măcar două linguri de oțet la frământat, o să iasă turta foarte elastică, o să se întindă foarte bine și o să iasă subțire. Vedeți, am făcut aluat, am făcut destul slabă, domnule, cam multișor, dar o să-l fac, asta e. Bun, după ce le coaceți, le puneți într-un lighean, vedeți, eu folosesc un lighean cu un prosopel și le îmbelesc bine un picuț, apoi le bag la cuptor. Vedeți turtițele? Le-am pus pe masă așa. Chiar dacă am pus una peste cealaltă, vedeți, am pus un pic de făină ca să pot să le iau, să pot să le și coc. Turtițele foarte subțiri. Trebuie făcută aluatul. După ce ați făcut aluatul, l-ați frământat bine, puneți-l într-o punguță și lăsați-l undeva unde este un loc cald, deci sau pe un capac la o baie de arbori foarte așa, sau undeva, eu știu, unde este cald, ca să el să se poată lucra bine. Și o să vedeți că o să iasă rezultatul, o să fie foarte, foarte bun. Vedeți, eu le-am făcut, le-am întins așa pe masă și apoi le coc una câte una. Le pun în lighean și după aia, ca să iasă ele mai crocante, trebuie neapărat puse în cuptorul de la aragaz să fie încălzit bine și apoi după ce îl închideți flacăra, după ce se încălzește, se înfierbântă și ele devin crocante și le puteți după aia în siropa și să le faceți. Uitați cum le fac eu. Ia să vedem, că am stat de vorbă cu voi și să vedem dacă se ard. Ei, un picuț, vedeți, asta masă, că am stat de vorbă cu voi, n-am fost atentă. Dar se fac foarte bine în această tăviță. Vedeți, în tava de la aragaz, ochiurile să fie deschise, turtița să fie foarte subțire, ochiurile deschise și la flacără mică. Și se fac foarte bine. Vedeți, turtița când se vede că s-a făcut bine, deci toată nu se mai cunoaște acea umed. Vedeți, asta este mai umedă, nu umedă. O întoarce mereu și pe partea și pe alta ca să se coacă. Și după ce s-au copt, le pun în prosop una peste cealaltă și apoi deschid aragazul și îl las să se încălzească bine și apoi le bag pe ele acolo în tava de la aragaz, una peste cealaltă și ele devin crocante. Și apoi le puteți să le umpleți, dragile mele, cu nucă, cu zahăr și puteți să puneți ce doriți voi acolo ca să iasă gustoasă. Puteți să puneți esență de rom care îi place sau esență de vanilie, coajă de la lămâie, coajă de la portocală, fiecare ce dorește. Dar important e nuca și cu zahărul. Acestea și dau un gust bun. Însiropate cu esență de rom, deci le rupeți, puteți să le rupeți, să le tăiați sau să le rupeți cum doriți voi, fiecare după dorință, și le puneți un strat de turtă, un strat de compoziție, de nucă cu zahăr și cu esențuri, cu mirodenii, ce vă place vouă. Și o să vedeți ce gustoase sunt. Dar pe ele muiate în apă călduță și cu esență de care doriți, de rom eu pun, de exemplu.
și turtițele o să se facă. Acum vă pup, vă las și vă doresc o zi frumoasă. Deci și la bloc se poate face turte. Uite așa. Și se fac chiar foarte bine. Chiar foarte bine. Pupici cu sclipici. Vă pupă mama dulce.